să susține că na, ne adunăm și noi de pas la adunare. N-ar fi scris în Scriptură așa ceva. Ar fi scris. Dar Dumnezeu când i-a rânduit o sărbătoare lui Israel în Vechiul Testament, a zis, în ziua de cutare fiecare să facă ce îl taie capul și aia o fi o zi de sărbătoare. Așa i-a zis. Dar Dumnezeu i-a zis lui Israel și ce să mănânce în ziua aceea. Și cum să se îmbrace în ziua aceea, și cum să se spere pentru ziua aceea, și cum să se pregătească pentru ziua aceea, și când să se încheie ziua aceea. Și i-a spus tătu, și i-a zis, nu faci ce vrei tu, faci cum îți spun eu, dacă vrei să fii primit înaintea Domnului. Și câte vreme Israel a ținut așa, a fost bine de el. Dar cum s-o lua după idolii neamurilor, a fost vai și amar de el. Și de copiii lui, și de nevestele lui, și de... N-a trăit niciun popor pe pământ așa amaruri și așa dureri cum a trăit Israel pentru că nu a ascultat. Și credeți că noi vom scăpa mai ieftin? Nu. Nu, frați și surori, nu. Avem acolo la noi o problemă și acum de paște, când au fost paștele la păgâni. Am descoperit prin adunări mari chiar, frați, pocăiți de 20 de ani de zile, de 30 de ani, care fac pască și ouă roșii la ora actuală. Și să îndreptățești în adunare, că n-are nicio problemă, nu-i niciun păcat. N-o fi niciun păcat? Ba da. Pentru că în Corinteni Pavel zice, o zis că un idol este egal cu ceva, o zis nu-i nimic un idol. Dar Pavel zice ceva mai greu. O zis, dar eu vă spun ce jertesc neamurile, jertesc draților și nu lui Dumnezeu și eu nu vreau să fiți în părtășie cu drații. Îi acuzăm pe ea care se duc la vrăjitor. Fă pască în ziua de Paști când au păgânii Paști și fă ouă roși că ești frate cu ăla care se duce la vrăjitor. Ești frate cu ăla. Nu te supăra. Aici noi vorbim adevărul, că ne-a pus Dumnezeu să vorbim adevărul. Amin. Amin. Și avem probleme mari cu Paștele. Și am zis, mai fraților, eu găsesc în Scriptură că Dumnezeu a numit-o ascuns ziua nașterii lui Hristos și ziua învierii lui și a avut un motiv bine determinat. Știți de ce? Că știu ce ori face pocăiță din ziua aceea. Un idol și un prilej să trăiască pentru firea pământească. Dumnezeu a ascuns trupul lui Moise că știu ce ori face israeliță din el. O zis, vreau să se închine înaintea trupului mort și Dumnezeu l-a ascuns. Dumnezeu, dacă ne-ar fi cerut să sărbătorim zile, ani, ni le-ar fi scris în Scriptură. Dacă ne-a spus să facem cina Domnului, nu ne-a lăsat pe fiecare cum îl taie capul. O spus în noaptea în care a fost vândut și nimeni n-are voie să se abată de la asta coiote. O zis, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a dat-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Tot astfel, după cina, a luat paharul, și le-a dat zicând, luați vestos din el, acesta este sângele meu, legământul cel nou, să faceți lucrul acesta pe pomenirea mea. Alții mai fac cu două pahare, am auzit acum mai nou, ăștia veniți de la școală, o băgat câte un pahar pentru fiecare să nu te contaminezi, să gândești că a fi vreunul prea pocăit și s-a umplea de pocăință de la ea. Dar unii s-au mai auzit asta în biserica lui Dumnezeu? Când? Obiceiul păgânilor. Noi am auzit pe frați că au fost unii care s-au vindecat de cancer când au luat din cina Domnului. Nu să se îmbolnăvească. Te îmbolnăvești când umbli ca Gehazi, după mărți și după dolari pe nedrept. Atunci lepra lui Naaman se prinde de tine. Dar când umbli curat, după voia lui Dumnezeu, nu te teme că nu s-a prinde niciun rău de tine. Nu te teme. Și Dumnezeu să ne binecuvinte. Amin. Și vreau să spun, este o închinare la idoli. A mânca în cinstea idolilor, păgânilor, în cinstea zilelor și mai nou, pocăiți acum au și onomastii și zile de naștere și ce vrei și ce nu mai vrei. Și toate astea eu spun cu îndrăzneală fără să mă tem. În închinare la idol și părtășie cu drații și nu cu Dumnezeu. Scris este în Scriptură, noi care suntem mulți, luăm parte la aceeași masă și mâncăm din aceeași pâine. Și asta înseamnă părtășie cu Dumnezeu, slăvită pe Dumnezeu. Amin. N-are nimeni sub soare
sărbătoare cum au pocăiții care vor să se pocăiască. Amin. Nimeni n-are, nici budiștii, nimeni a sub soare, nici președintele Americii n-are așa sărbătoare. Să stai la masă cu împăratul împăratului. Un om care lumea n-a dat doi bani pe tine. Unul care stă prin șanțuri și care alții n-au plătit nimic pentru tine. Să dea Dumnezeu un fiu binecuvântat. Amin. Să moară, aleluia. Să-și verse sângele ca să te răscumpere și să mă scoată din mocirlă. Și de câte ori mă adun cu el la masă să se coboare, aleluia. Să-mi dea o lacrimă de pocăință și dor de rai. Să mă facă să bată în mine inima și să cred că vine într-o zi, o zi în care va fi sărbătoarea sărbătorilor. O zi în care nu vei mânca pască și oroș și prăjituri ca să te înșeli și să ai părtășie cu drații, ci o zi în care să fii în împărăția lui Dumnezeu. Apocalipsa spune, nu pentru că te-ai bucurat. Și a zis Dumnezeu lui Israel prin proroc, nu te bucura, Israele, ca neamurile, că ai păcătuit. În Apocalipsa scrie altceva. O zis, pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele și eu te voi păzi de ceasul încercării care a săbuit peste toți locuitorii pământului. Dumnezeu să ne ajute. Amin, Doamne. Și vreau să mai spun de idol, descoperiți la Pentecostal, chiar dacă ne supărăm, cred că atunci când ne pocăim o să ne treacă. Și Dumnezeu să ne ajute, să ne vindece cât de degrabă. Amin. Un lucru care intră în casele pocăiților pe neașteptate, cu banii noștri, cu voința noastră, pe care îl băgăm cu motivații anumite și spunem noi că n-o fi mare păcat, și anume calculatoarele. Vreau să vorbesc aici să ne înțelegem, să n-aud prin, nu știu, prin altă parte, că nu știu ce am vorbit. Spun de la capul locului. Nu suntem atât de reduși la cap să spunem că calculatorul-i dracu. Dar ce se ascunde în spatele lui, ce scrie cartea Apocalipsei că s-a va împlini cu lucrul acesta, îi adevărat și cred aceasta. Vorbește, Doamne! Cred aceasta. Amin, amin. Și vreau să vorbesc la frații bătrâni care ați albit în cap mergând pe calea pocăinței. O viață întreagă ai luptat în casa ta să nu se joace cărți. În casa ta să nu se joace zaruri, table, amin. Să nu se joace jocuri de noroc. Amin. În casa ta să nu fie nimic ce nu place lui Dumnezeu. Ai luptat o viață întreagă. Dar acum ai ajuns să-ți cumperi calculator și nu-l cumperi pentru tine. Ești un om de la țară care ai muncit cu vitele, cu caii și nu știi ce înseamnă la calculator. Dar l-ai cumpărat pentru copiii tăi care ai vrea dacă se poate să-i faci prin miniștri. Și l-ai cumpărat și l-ai băgat în casă. Și acum mai nou copiii au și dormitorul lor cu ială. Dacă vrea, te primește în audiență. Dacă nu vrea, nu te primește. Doamne. Și el acolo umblă pe butoane pe unde vrea el și pe unde știe el, că tu nu știi ce e aia. Și noi am zis, că așa s-o obișnuie. Tu zic, frață, tineri, o luat o razna. Dar eu vreau să vă spun în seara asta că sunt și bătrâni care o luat o razna. Da, adevărat. Îmi spunea un frate, și nu de mult asta, cu un an în urmă, zice, m-am dus într-o casă undeva și zice, băteam la ușa unui frate, în vârstă. Și zice, băteam acolo și nu mi-a răspuns nimeni. Mă gândeam, mă, ce făcând ăștia la casa asta de nou de nimeni? Păi când mă uit pe un geam acolo, o lumină, dar nu ca de bec. Că satana vine cu veioza, cu ceva mai întuneric, să te înșele. Și au zis, o văzut pe geam o lumină, părea ca de televizor. Măi, dar o, fratele ăsta, eu știu că era pocăit, o zis fratele, eu știu că era la locul lui. Cum, și-o luat televizor? Eu l-am auzit predicând, poate, l-am auzit vorbind împotriva televizor. Și-o fi luat televizor? Nu. Și zice, dă busna în casă peste ei. Când dă busna în casă peste ei, ce crezi că vede? Erau acolo câțiva frați din ăștia mai în vârstă. Și ce credeți că făceau? Împușcau răță și tamponau mașini pe calculator. Și-o zis că așa de devotați erau, dacă i-ai pune la rugăciune să stea așa, nu stau. O zis că unii săraci stăteau pe burtă, că nu era loc acolo prea mult,
să te iau pe burt acolo în cameră, să-mi puși de reață și să omoare mașini, să distrugă mașini acolo pe calculator. Lucram undeva în Suceava, într-un apartament anul trecut și erau acolo mai mulți copii și erau cum sunt copii, galăzioși, probleme, să ceartă, plâng, unul spune că i-a făcut nu știu care și așa mai departe. Și lucrând acolo, nu m-am mirat într-un timp, nu mai au gălăgie, dar deloc, te gândeai că muri de la casa aceea. Și când mă duc acolo într-un dormitor, camuflat acolo, copilașă, stăteau acolo în fața unui calculator și aveau dischetă cu program TV, era un film la televizor. Căpocăriți acum îl bag în casă și zice, calculatorul trebuie băgat că copiii noștri studiază la școală și așa mai departe. Dar el nu spune că l-a înșelat sătana că se uită și el la televizor pe dischetă după amiază. Doamne. Nu spune că toate telenovelele de la televizor le știe și nu m-au auzit că pleacă de la adunare că începe cu tare și cu tare și așa mai departe. Ai, bine, și eu vreau să spun în seara aceasta, o să spună unii, că să nu-l bagi pe internet. Nu este adevărat. Fără să-l bagi pe internet. Jocuri de noroc ai pe el, program de televizor ai pe el și prilejul să-ți pierzi timpul și să stai în fața idolului ai. Și să pierzi mântuirea. Și apoi, că asta-i până ne învățăm, asta-i până ne învățăm. Și după aceea vine internetul, că toate întreprinderile, toate firmele, tot ce vrei pe lume asta au site-uri pe internet. Și ca să cauți, să supraviețuiești, spui tu, să te îndreptățești, trebuie să te bagi acolo în moțirile, ca să cauți botul ăla de aur de la fund, până ai să mănânci tot o travă din el, să mai găsești și ceva aur, să o crezi tu că mai găsești, că mai are cine să mai găsească. Da. Și apoi, legat pe internet, vă spun în noaptea aceasta cu toată îndrăzneala, nu există pe lumea asta moțirile mai spurcată decât internetul. Asta e locul tuturor posibilităților pe care te-ai mai gândit vreodată sub soare că pot exista. Sunt oameni care ce face în casa lui, intimitățile din familie le dă pe internet în direct. Și toate spurcăciunile de la casele de toleranță și de la bordelurile din lumea întreagă sunt date pe internet. Și eu am întâlnit copii de-ai pocăiților care sunt foarte fascinați de urăciunile pe care le văd pe internet. Să-l bagi în casă cu banii tăi. Și eu vreau să spun în privința aceasta, nu sunt atât de redus la cap să spun că nu trebuie. Deși ai la o firmă, decât să-ți iei acolo un dulap de nu știu câte dosare, nu știu câte hârtii și le pierzi și nu mai știi, le-ai băgat pe tăi într-un calculator și ți-ai rezolvat problema. Dar eu mă doare că Biserica lui Dumnezeu în fața acestor urăciuni și în fața acestor erezii stă mută.